Bună dimineața, prieteni, mă bucur că ne revedem, însă am și o veste mai puțin bună. Se pare că aceasta este ultima ediție de Bună dimineața Moldova de anul acesta, însă vine și vestea bună acum. De săptămâna viitoare vă așteaptă Laura Lucescu lângă Brad de luni până vineri. Noi ne vedem peste încă o săptămână, așa că vom fi împreună și de sărbători, împreună lângă Brad în fiecare zi de la ora 17 pe TVR Iași. Este o zi plină, avem multe de discutat, așa ca într-o ultimă ediție, însă, înainte de toate, vă spunem că la dispoziție vă stă numărul nostru de telefon 0232 20 90 12. Dacă ne sunați în această dimineață, puteți primi o invitație la spectacolul de duminica aceasta, care va începe la ora 11 la Ateneul Tătăraș. Spiri Bambumba vine Moș Crăciun, așa se numește spectacolul, va avea loc în sala mare Radu Beligana Ateneului Tătăraș, așa că sunați-ne și invitația ajunge la dumneavoastră, mergeți cu cei mici la Ateneu. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Bună dimineața Moldova, dacă vreți să ne scrieți mesajele, așteptăm cu drag de fiecare dată și acolo. Știm că luna decembrie vine de fiecare dată cu temperaturi scăzute, așa cum este și normal, însă, din păcate, din cauza neatenției, unele persoane ajung să-și piardă viața pentru că își doresc să se încălzească cât mai repede, nu au grijă, poate să verifice, de ce nu, dacă au o sobă sau centrala termică. Eu zic să facem o recapitulare a măsurilor de prevenție și să vedem cum putem să facem astfel încât să rămânem întregi, sănătoși noi, dar și familia noastră. Toate acestea imediat în ediția de astăzi. Și tot astăzi, în această dimineață, vorbim despre nu renii lui Moș Crăciun, ci vulturii lui Moș Crăciun. Cum este posibil asta? Ei, vă spun invitații mei puțin mai târziu, atunci când ne invită la un eveniment caritabil în care facem sport și fapte bune. Și tot astăzi tragem o fugă până în Bazart. Ce găsim acolo aflăm puțin mai târziu. Dar acum zic să ne oprim la matinala noastră, Roxana Gorcioaia, care sunt sigură că este deja cu gândul la weekend. Bună dimineața, Roxana, ce faci? Să știi că da. Bună dimineața. Ai nevoie, nu, de puțină pauză? Da. Bun, dar în această dimineață ești pregătită să ne prezinți știrile, să ne ții la curent cu noutățile. Pentru ultima dată la Bună dimineața Moldova, pe anul acesta, da? Dar la Regional Cafe încă nu. Ne revedem marți la Regional Cafe. Sigur, te ascultăm. A rămas să le fie bunică, dar și mamă, celor două nepoțele de 2 și 10 ani, după ce fica ei de 39 de ani a murit în urmă cu puțin timp din cauza unei boli incurabile. Încearcă să facă față cheltuielilor cu numai 1400 de lei salariul ginerelui și pensia ei și nu își permit nici măcar un pom de Crăciun. Ambele fetițe au probleme locomotorii și au nevoie de terapii costisitoare, încălțăminte specială și kinetoterapie zilnic. Amii copii ai familiei Bodoga au avut probleme încă de la naștere, dar părinții au reușit să facă față necazurilor. Destinul i-a lovit însă în decembrie 2015, când mama celor două fetițe a aflat că are cancer. Dumnezeu ne-a pus toată speranța. El e singura salvare pentru noi. Și sperăm că o să ne ajute să trecem. O să faci cu siguranță. Trebuie, pentru că copiii au nevoie de ajutor în continuare din partea mea și trebuie să lupt. E foarte greu, da? În cele din urmă, femeia a pierdut lupta. Din noiembrie, de fete are grijă bunica, tatăl fiind plecat toată ziua la muncă. Deși lucrează în construcții, nu câștigă decât 900 de lei pe lună, la care se adaugă pensia de numai 500 de lei a bunicii. Prea puțin bani pentru nevoile speciale ale celor două fetițe bolnave. Noi ne implicăm foarte mult ca și organizație, ținând cont că sunt doi copii cu dizabilități și asta este specificul nostru, să lucrăm cu copii cu dizabilități. Ne implicăm atât financiar cât și pe partea de terapie. Ei nu plătesc terapia, deci ar costa 60 de lei ședința și ei ar avea nevoie zilnic
de terapie, are nevoie de încălțăminte specială care trebuie schimbată la 6 luni și este destul de costisitoare. Se poate face și prin casa de asigurări, dar ei plătesc doar o parte din bani, ajunge undeva la 300-400 de lei încălțămintea. Fetița cea mică s-a îmbolnăvit la creșă și acum este internată în spital cu pneumonie. Bunica nici nu știe dacă Moș Crăciun va putea ajunge și la cele două fete. Aia mare e acasă singură cu tata. Ce știe tata să-i facă? Când eram eu acasă, o pregăteam de toate. Dar acum, cine știe cât o sta aici? Să fie fetele sănătoase și să mă ții Dumnezeu pe mine sănătoase. Să pot să am grijă de ele. Ce ați dorit de Moș Crăciun? Pentru fete. Un brăduț și ceva acolo. În rest, eu nu doresc nimic. Pentru fete, că o văzut brăduțul găbița acolo și numai lângă dânsul stă. Ea nu m-a prins, era prea mică ca să viviștie, dar ea nu. V-ați permite să cumpărați unul? Nu știu, doar unul mic, unul mai mare, nu. Familia a fost sprijinită constant de o fundație din Iași, însă acum, mai mult ca oricând, fetițele au nevoie de ajutor, inclusiv de psihoterapie pentru micuța de 2 ani care își strigă în fiecare noapte mama. Fetițele au nevoie și de consiliere psihologică, au nevoie să le fim cât mai aproape, trebuie să vină să continue recuperarea pe care ele au început aici de când trăia mămica lor. Vrem să fim alături de bunică, să nu o lăsăm singură și are nevoie să vină în continuare la grupurile noastre de suport care le avem aici pentru părinți ca să depășească situațiile de criză, situații foarte grele. Cei care îl pot aduce pe Moș Crăciun în casa celor două fetițe și care au posibilitatea să ajute familia greu încercată pot face donații în cadrul campaniei În lumea mea și a ta, derulată de fundația Star of Hope România. În urmă cu un an erau hotărâți să plece din țară la terminarea liceului din simplul motiv că nu vedeau nicio șansă de a-și croi un drum în viață în România. În ceasul al 12-lea pentru 19 elevi din Huș s-a întâmplat ceva ce le-a schimbat destinul. Un consorțiu de organizații neguvernamentale a lansat un program prin care elevii din 8 licee agricole sunt inițiați în meserii care să le permită să se întrețină singuri. Adelina și Dragoș sunt doi dintre cei 19 elevi de la Liceul Agricol Dimitrie Cantemir din Huș care s-au înscris la cursurile pentru apicultori derulate de organizația All Vision. Inițial și-au însușit noțiunile teoretice, apoi au pus totul în practică la o stupină din Solești, județul Vaslui. Nu credeau că viața lor se va schimba radical după o astfel de experiență. Sincer, vă spun, nu aveam nicio direcție. Nu știam pe ce drum o să iau după ce o să termin clasa a 12-a. Și acum a fost o șansă inedită, da. Am vrut să renunț pentru că am crezut că o să-mi asum o responsabilitate prea mare. M-am înscris la acest proiect mai mult din curiozitate. Am observat că este o treabă foarte serioasă și munca cu albinele nu este deloc grea. După câteva săptămâni de practică intensă, fiecare elev a primit câte 4 stupi și echipamentele necesare pe care le-au dus acasă, unde exersează meseria de apicultor împreună cu familia. Cel care le este aproape în această încercare și le dă sfaturile de care au nevoie la orice oră din zi și din noapte, are un doctorat în domeniu și este patronul fermei apicole din Solești cu 1000 de stupi. În apicultură, teorie fără practică nu există. Vorbim de comportamentele albinilor, de modul de viață albinei. Trebuie să înveți de la familia de albine. Trebuie să te ghidezi după familia de albine. Toate lucrurile astea au trebuit să le vadă în practică. Împreună cu aceste familii de albine au primit tot echipamentul, începând de la mască, daltă, rame, clește de prins ramă. De când au devenit antreprenori, parcă și bacalaureatul pare mai ușor pentru Adelina și Dragoș. Sunt convinși nu doar că vor trece lejer peste examenul maturității, dar au prins curaj și încredere că vor reuși în viață chiar în țara lor. Au făcut practică chiar pe stupii lor de acasă. Asta a fost un plus extraordinar al proiectului și se așteaptă să își înmulțească familiile în primăvară și poate chiar să facă și miere, să extragă mierea din următorul an, adică să iasă pe profit. Nu mai vreau să mai plec pentru că acum am un motiv să rămân aici. Simt că o să dezvolt o afacere, poate. Și ai încredere în tine, da, nu? Am încredere. În cadrul programului Licee Agricole Hub-uri Locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii, se dorește formarea viitorilor întreprinzători din agricultură cu accent pe învățarea practică.
După ce a călătorit prin București, Brașov sau Baia Mare, tramvaiul cu scrisoare a ajuns și la Iași. 300 de ieșeni au primit câte o epistolă scrisă de mână, caligrafic și sigilată ca în vremurile de odinioară. Ideea i-a surprins în mod plăcut pe călători obișnuiți mai degrabă cu aglomerația și frigul din mijloacele de transport public. În plus, darul i-a emoționat, amintindu-le că au trecut ani de când nu au mai trimis celor dragi o scrisoare scrisă de mâna lor. Bună dimineața! Ce ați găsit azi în tramvai? Un bilet, un plic. Da? Ați mai găsit până acum scrisori în tramvai? Nu. Ce credeți că o fi acolo? Nu știu. De dumneavoastră, când ați primit ultima scrisoare? Acum 20 de ani. Un tramvai numit Dorință a spart monotonia ambuteiajelor de zi cu zi de pe străzile Iașului. Maică-ți venea să cumperi bilet și să călătorești în timp prin intermediul cuvântului frumos caligrafiat și sigilat cu grijă într-o scrisoare parfumată. Nu era pusă în cutia poștală, ci pe scaunele din tramvaiul nou. Ne-am dorit să le aducem un zâmbet chiar dis de dimineață călătorilor din Iași și s-a părut foarte bună asocierea între scrisori și tramvaiul literaturii. Noi considerăm că este un gest mărunt, dar care face diferența într-o lume în care folosim telefonul, folosim rețelele sociale. Călătorii din Iași au primit în dar numai puțin de 300 de astfel de epistole. Ce a însemnat pentru tine această scrisoare? Nu am citit-o încă, sper să îmi dea una. Arată prea frumos pentru a fi deschisă deocamdată, dar sper să mă bucur într-un moment dificil. Am de gând să o dăruiesc cuiva. Ce mai simbolizează scrisorile în ziua de azi? Nu știu, probabil când vrem să scriem o scrisoare, o scriem pentru că ne-am săturat să transmitem ceea ce dorim să transmitem prin mediul virtual sau poate nu avem ocazia față în față sau dacă avem ocazia nu este momentul potrivit, așa că ne gândim să scriem o scrisoare, o dăm cuiva și mergem direct la țintă. Mi se pare că este foarte drăguță și cred că o să ținem ziua tuturor așa și o să cu mesajul ăsta foarte încurajat. Ajutor. Și când ai să prinzi curaj să o deschizi? Nu știu, mi-aș trebui să ajung acasă să o deschizi, nu pot face asta acum. Și chiar să văd o scrisoare de dimineață a fost o minune. Dar tu când ai scris ultima scrisoare de mână? Sincer, îmi scriu și mie scrisori, doar că nu le trimit nimănui. Dar am vrut, chiar când am fost acasă, să-i trimit o scrisoare bunicii, am scris-o, dar a rămas netrimisă. Inițiativa aparține proiectului Livrez Dragoste, atelierul de scrisori, menit să demonstreze că spațiile publice merită experimentate și creativ și că scrisul de mână are viitor. Și dacă o deschidem, ce descoperim? Și începe așa. Dragă călătorule, uneori timpul trece prea repede, anumite zile par la fel sau fără motive de a mai zâmbi. Dar, orice s-ar întâmpla, ai încredere că totul se va rezolva. Amintește-ți de lucrurile simple și de cei dragi. Și se termină cu o întrebare. Tu cui ai trimis o scrisoare? Gata cu știrile pentru astăzi, dar și pentru această săptămână. Steliana, să ai un weekend minunat! Mulțumim frumos, Roxana! O întrebare am. Când ai primit ultima dată o astfel de scrisoare? Ții minte? Nu mi-amintesc, sincer, dar cred că eram... Cred că eram copil. Mică, nu? Da. Bun, poate ai de gând să trimiți o scrisoare. Am să te surprind într-o dimineață. Abia aștept atunci. Bine, Moș Crăciun cu o scrisoare, dar nu mi-aduce... Am să scriu una și pentru Anca, să știi. Foarte bine. Și pentru colegii noștri, deci ai multă treabă, așa că te lăsăm. Fuguța l-a scris, mulțumim, Roxana, ne revedem marți dimineață. Trebuie să vă spun că invitația la spectacolul de duminică s-a dat. A ajuns la Mihaela Stoica din Iași, felicitări. Găsiți invitația duminică la Ateneul Tătăraș. Iar acum a venit momentul să-i spun bună dimineața Ancăi Medeleanu. Bună dimineața și bine v-am găsit. Cu zâmbetul pe buze și da, astăzi, chiar dacă este ultima ediție de bună dimineața e început de weekend și oricum ne revedem și în săptămâna următoare. Așa înțeles eu. Marți dimineață, exact. Bun, hai să trecem repede și la știri. Avem o informație despre taxe și impozite. Începem așa în forță. Românii din străinătate pot plăti online de la 1 decembrie taxele și impozitele, inclusiv cu un card emis de o bancă din afara României prin platforma ghișeul.ro, a anunțat ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională Delia Popescu. Ministrul a amintit și de o altă soluție informatică prin care se facilitează relaționarea românilor de pretutindeni cu statul, și anume o platformă prin care românii pot să solicite obținerea unor autorizații și avize tot online, acestea fiind emise în același mod.
Am și eu o informație de interes pentru studenții care în această perioadă, și nu numai, pleacă către casă. Modificări importante în noul mers al trenurilor. Începând din 11 decembrie, noul mers al trenurilor va veni cu reduceri de timp pe mai multe curse, cele mai substanțiale diminuări ale duratei de călătorie, fiind pe trenurile care leagă Bucureștiul de Cluj-Napoca, Iași și Suceava. Asta este o veste bună, având în vedere că, conform anumitor studii, trenurile din România acumulat întârzie undeva la 46.000 de ore pe an, asta însemnând 5 ani într-un an. 5 ani într-un an sună, într-adevăr, trist. Trist. Bun, am și o veste tristă. Anunțăm faptul că fostul astronaut și senator John Glenn, primul american care a orbitat în jurul Pământului, a murit la vârsta de 95 de ani. Potrivit BBC, John Glenn este cunoscut de o lume întreagă după ce în 1962 a orbitat Terra la bordul capsulei spațiale Friendship 7. Astronautul american a petrecut două decenii în Senatul american și a revenit în spațiu la vârsta de 77 de ani cu ocazia unei misiuni spațiale efectuate de naveta Discovery. Și din spațiu ne întoarcem în Iași, cu picioarele pe pământ. Am o informație nu tocmai plăcută. Atelierul unui cunoscut artist ieșan mistuit de flăcări. Un incendiu a izbucnit ieri după amiază la atelierul graficianului Grigore Bejenaru de pe strada Lăpușneanu. Atelierul care îi ținea și loc de locuință a fost distrus în totalitate. Cât privește starea artistului, acesta a suferit un atac de panică fiind transportat cu arsuri ușoare la spital. Bun, zic să lăsăm deoparte acum veștile acestea triste și să zâmbim puțin pentru că avem nevoie și le spunem tuturor părinților, dar și viitorilor părinți, de ce nu, că săptămâna viitoare vor avea din nou loc conferințele Ai copil, învață să fii părinte. Așadar, pe 13 decembrie, marți 13, sperăm să fie cu noroc, de la ora 18 la Ateneul din Iași, vă puteți întâlni cu psihoterapeutul Cristina Trepcea, care va vorbi despre subiectul cum să crești un copil liber, responsabil și fericit. Iar pe 15 decembrie, tot de la ora 18, la Ateneu, scriitorul Mihail Neamțu va fi prezent acolo, va vorbi despre criza secolului 21, între obsesia controlului și curajul responsabilității. Intrarea este liberă, așa că am putea să mergem și noi. Poate învățăm lucruri. Și de la copii, vorbim despre teatru de copii, un nou premiu pentru teatru Luceafărul din Iași. Teatrul Luceafărul a fost distins cu un nou premiu la ultima sa participare la un eveniment internațional, în urma participării sale la festivalul Impuls din București, la care a participat cu spectacolul Când visăm, de Verena Koch și Kerstin Pelt, o coproducție a Teatrului Luceafărul împreună cu Centrul Cultural German din Iași și a Forumului Cultural Austriac București. Juriul a acordat spectacolului ieșan premiul de scenografie ca personaj. Festivalul, aflat la cea de-a 12-a ediție, a reunit spectacole din România, Austria, Germania, Grecia, Israel, Italia, Polonia, Australia, Rusia, Spania, Turcia, Statele Unite ale Americii și Ungaria. Ai văzut spectacolul? Nu, încă n-am ajuns. Eu l-am văzut, să știi că este foarte interesant. Intri într-o lume așa de poveste din care ai foarte multe de învățat, așa că ți recomand și ție și telespectatorilor. Mulțumesc frumos, Anca! Nu-mi iau la revedere pentru că știu că mai târziu ai o surpriză pentru noi și telespectatorii noștri. Anul acesta TVR Iași a împlinit 25 de ani de la prima emisie, iar noi am sărbătorit acest moment alături de publicul din Iași, din Chișinău și Cernăuți. Cum a fost la întâlnirea din Cernăuți, puteți afla mâine de la ora 9.30 pe TVR Iași în emisiunea România Diversă. Vedem și noi chiar acum un fragment din această emisiune. Am ajuns și la Cernăuți, proiectul transfrontalier Iași-Cernăuți-Chișinău pe care îl organizăm cu ocazia împlinirea 25 de ani de la înființarea TVR Iași. A poposit la Cernăuți. Suntem bucuroși să fim alături de bucovineni. Să știți că spectacolul pe care îl pregătim aici este unul special, tocmai pentru că invitații care au venit alături de noi, parte dintre ei sunt pentru prima dată pe o scenă în Cernăuți, cum ar fi Oltița Todirca și Nicu Chiriță, dar ni s-au alăturat și Anton Achiței, Laura Lavric, Elena Mândrescu. Va fi
un spectacol extraordinar și noi vrem să intrăm acum în culise. Haideți cu mine! Facem, numărăm 3, 2, 1. E zero de mult, dar acum punem roll-up-ul, să fac repetiții, desfășătoarele sunt la scenă, așteptăm lumea, afară e viscol. Nu l-am adus noi de la Iași. Nu, a venit de aici și o să vedem ce se mai întâmplă. Mă scuzați. Pentru mine este minunat că m-ați adus astăzi aici și că ei au dorit să întâlnească cu mine, de asemenea și eu de-abia aștept să intru în spectacol și să le aduc mesajul cântecelor mele cu emoție și cu dragoste și cu prietenie și cu România noastră. Bună seara! Hai români de peste sate, hai veniți n-o stați deoparte. Hai veniți din toată țara, că vă cânt cu inimioară. Hai veniți să nu spiți, că suntem de omenii. Ca și la pământ călcăm, și așa ia până-i mâncăm. Hai veniți să nu spiți, că suntem de omenii. Și la pământ călcăm și așa ia până-i mâncăm. România diversă mâine de la ora 9:30 pe TVR Iași. Sunt temperaturi scăzute și ne dorim să ne încălzim cât mai repede, dar trebuie să avem grijă și de câteva aspecte, trebuie să ținem cont de acestea. Așa că în această dimineață vorbim cu domnul colonel Dragoș Roșu, adjunct al inspectorului șef al ISU Iași. Bună dimineața! Bună dimineața noastră și telespectatorilor noastre. Din păcate au fost câteva evenimente nefericite în ultima perioadă. Aș vrea să amintesc și de copilul din Vaslui care și-a salvat frații mai mici dintr-un incendiu. Iată, avem și o veste bună, dar și o veste tristă în același timp, pentru că au rămas acasă nesupravegheați. Dar pentru alții, să spunem că viața nu a fost chiar atât de bună. Care este situația în momentul de față? Din păcate, sezonul rece vine însoțit și de o serie de evenimente nedorite. Unele dintre acestea, incendii, care de cele mai multe ori afectează pe lângă bunurile materiale din gospodăria fiecăruia și viețile cetățenilor. Ca și pondere a numărului de incendii produse la gospodării cetățenești, una din cauzele principale este utilizarea sistemelor de încălzire necorespunzătoare, exploatarea instalațiilor electrice cu improvizații și nu în ultimul rând coșurile de fum neverificate, necurățate, corespunzător. Este foarte important și mulțumim pentru invitația noastră de a semnala, reaminti din nou cetățenilor câteva reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor, de altfel foarte bine cunoscute de către aceștia, dar din păcate... E bine să ne reamintim, iată, să nu mai existe astfel de cazuri nefericite și toată lumea să prindă sărbătorile. Să vorbim mai întâi despre cei care au sobă. Ce trebuie să facă, să țină cont de anumite reguli, astfel încât să nu se întâmple incidente? Da, din păcate, numărul de incendii în mediul rural este foarte mare. Am avut în acest an 4 victime decedați în incendii datorită exploatării instalațiilor electrice, alte 3 victime datorită sistemelor de încălzire și a focului deschis în spații închise, o alte 3 victime datorate improvizațiilor la coșurile de fum.
Aș sublinia această cauză, exploatarea necorespunzătoare a coșurilor de fum, a sobelor în general, punctând câteva lucruri care au fost constatate atât pe timpul intervențiilor, cât și pe timpul acțiunilor preventive desfășurate. Este foarte important ca aceste mijloace de încălzire, sobele, coșurile de fum, burlanele, să fie verificate înaintea sezonului rece pentru a se putea face remedierile corespunzătoare. Dar dacă nu a făcut-o nimeni, dacă nu au făcut câțiva asta, ar fi cazul să facă chiar dacă... Da, vom sublinia câteva lucruri care sunt minore în aparență, dar sunt foarte importante pentru a asigura siguranța cetățeanului. Deci de ce trebuie să ținem cont? În apropierea sobelor să nu fie depozitate materiale combustibile, haine, elemente de mobilier, astfel încât să se încălzească și să autoaprindă. Sobele să aibă ușile atât la focar cât și la cenușar. Dacă pardoseala este combustibilă, parchet, linoleu, să fie protejată prin montarea unei tăvi metalice, astfel încât jarul care cade din sobă să nu aprindă imediat materialele combustibile. Nu în ultimul rând, o verificare a coșului de fum, atât a etanșeității acesteia prin trecerile, prin planșeu și prin elementele ale podului. Este foarte important ca eventualele fisuri să fie acoperite, tencuite și nu în ultimul rând curățarea acestuia, astfel încât să asigure un tiraj natural. Și să nu lăsăm copiii nesupravegheați. Este foarte important acest lucru. Să nu îi lăsăm singuri acasă. Este foarte important acest lucru, să nu lăsăm copiii nesupravegheați, să nu lăsăm atâta timp cât suntem plecați de acasă și copiii au rămas în casă. Sisteme de încălzire necorespunzătoare, este foarte indicat ca înainte de culcare sau înainte de plecare sistemele electrice de încălzit să fie scoase de sub tensiune. Și nu în ultimul rând, trebuie avut o mare grijă și pentru sistemele de gătit. Aș puncta aici, în mediul rural, este vorba de buteliile care sunt folosite. Acestea trebuie obligatoriu să aibă regulatorul de presiune, furtunul de alimentare cu gaz să fie în condiții bune, să nu aibă fisuri, să nu fie conexiuni improvizate legate cu sârmă și nu în ultimul rând, pentru, haideți să zicem, acel termen clasic în cetățenii de creșterea presiunii, să nu se folosească flacără deschisă pentru a se încălzi butelia. Și să nu uităm și de cei care folosesc, poate nu au o centrală termică și folosesc un calorifer să se încălzească sau un reșou, să nu uite, să nu le lase în priză când pleacă de acasă. După cum am menționat, aceste lucruri trebuie urmărite cu atenție. Mai mult, fiecare în gospodărie, din experiență, știe cam care este puterea instalată pe circuit, spunem noi, ca să zicem în format tehnic, dar să transpunem în limbajul tuturor, montarea unui radiator electric, a unui calorifer electric, duce în general la supra-solicitarea instalației electrice. Este foarte important ca la tablou electric siguranțele fuzibile să fie calibrate, astfel încât să se evite un fenomen periculos, și anume efectul termic al curentului electric, care duce la încălzirea conductorilor tocmai datorită consumatorilor electrici foarte, foarte mari care sunt puși în alimentare. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea aș vrea să vorbim puțin și despre afumători, că tot se apropie sărbătorile și știm că unii vor tăia porcul și vor dori să-și prepare bucatele pentru sărbători. Da, din păcate incendiile la gospodării cetățenești nu vizează numai locuințele propriu-zis. Au fost incendii și sunt incendii și la anexele gospodărești. De asta este foarte important și ați punctat foarte bine în apropierea sărbătorilor de iarnă, când fiecare cetățean se pregătește să aibă ce pune pe masă. O atenție deosebită trebuie acordată și acestor afumători. Ele nu trebuie realizate din materiale combustibile, din lemn, să zicem, nu trebuie amplasate în apropierea unor anexe gospodărești, depozite de furaje, grajduri, bucătării, astfel încât să se poată transmite prin jar scântei și să aibă loc eventuale incendii. Mai mult de atât, aceste
a fumători, după unele tradiții, sunt amplasate și în imediată apropierea casei sau dacă nu chiar în podul casei. Este foarte important să se evite aceste lucruri pentru că siguranța cetățeanului și protecția împotriva incendiilor este un element foarte important, mai ales acum în sezonul rece, când din păcate numărul acestor incendii crește foarte mult la locuințe și anexe, cum am spus. Mă bucur că am făcut această recapitulare astăzi, pentru că ne dorim cu toții să avem parte de sărbători frumoase și nici să nu vă dăm foarte multă treabă. Desigur, noi am dorit să nu avem intervenții, dar mulțumim pe această cale pentru invitația noastră și noi am demarat o campanie în mediul rural cu sprijinul primăriilor și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, astfel încât aceste măsuri de prevenire să fie transmise comunităților locale, să ajungă la toată lumea. Exact. Mulțumesc frumos încă o dată și sărbători cu bine să aveți. Mulțumim pentru invitație, la fel și noastră sărbători cu bine. Mulțumim frumos. Cred că știți că anul acesta a avut loc cea de-a 49-a ediție a Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței Românești, Crizantema de Aur. La Târgoviște s-au strâns foarte mulți iubitori ai romanței, au fost și moldovenii noștri care s-au clasat pe primele locuri. Dacă vreți să vedeți cum a fost acolo, puteți urmări emisiunea Invitație la spectacol mâine de la ora 12:30 pe TVR Iași.
invitație la spectacol mâine de la ora 12 și 30 de minute pe TVR Iași. Duminică, 11 decembrie, e o zi importantă pentru noi. Unu, pentru că e bine să mergem la vot și doi, pentru că pe 11 decembrie are loc la Iași cea de-a doua ediție a Bazart. Și să ne povestească despre Bazart, am invitat-o în studioul nostru pe Andreea Chirilă, fashion blogger și una dintre organizatoarele acestui eveniment. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Anca! Pentru cei care aud pentru prima dată de Bazart, deși Bazart se află la a doua ediție deja, ce presupune? În primul rând am plecat de la conceptul de modă. Nu prea există evenimente de modă, cel puțin în parte, pe zona Moldovei, așa că am dorit să facem noi unul. Și am plecat de la, mai exact am plecat de la Closet Sale cu blogger, pentru că avem și noi în Iași o comunitate de blogger, chiar foarte puternică. Dar am vrut să alăturăm acestui concept și alte arte creative. Cum ar fi? Cum ar fi? Muzica, tatuajele temporare, partea de home deco, ilustrațiile, fotografia la minut. Deci am încercat să le aducem pe toate la oaltă și să creăm un eveniment cultural, artistic și totodată monden. Hai să le explicăm și telespectatorilor ce înseamnă Closet Sale. Closet Sale, practic, bloggerii vor veni și își vor vinde o parte din garderoba lor, pentru că știm cu toții, bloggerii au foarte multe haine, haine pe care nu le poartă și care arată într-o condiție excepțională, am putea spune. Și le pot achiziționa la prețuri mult mai mici decât clar, prețul de clar, achiziție. Mult, mult mai mici. Practic, în acest eveniment, noi vrem să încurajăm consumul responsabil, pentru că noi nu încurajăm, de fapt, consumerismul. Deci, acesta este unul dintre scopurile evenimentului Bazart. Știu că veți avea și invitați special de această dată din țară. Da, ne bucurăm foarte mult că cea de-a doua ediție a reușit să aducă alături în Iași doi invitați speciali, și anume doi designeri. Un designer vestimentar, poate deja o știți pe Ioana Ciolacu. Ea a câștigat premiul Designer of Tomorrow, a fost internă la Stella McCartney, deci chiar este un nume foarte mare. Și alături de ea va fi și Mihaela Glovan, designer de încălțăminte, care are brandul Sepala. Și la ce activități pot participa efectiv cei care vin pe 11 la Bazart? Și unde este evenimentul? Să ne da, evenimentul va începe începând cu ora 12, da. Va fi la cafeneaua Piața Unirii și vom avea activități pe durata întregii zile. Deci oamenii pot veni de la ora 12 și pot sta chiar până seara pentru că vor avea ce face. Pe lângă acest closet sale cu blogger și pe lângă blogger ieșeni, am uitat să precizez, vom aduce și trei blogger din țară, da. Ceea ce ne bucură. Și pe lângă Closet Sale spuneam că vor fi și alte buticuri cu home deco, cu tatuaje temporare. Cineva va ilustra după outfiturile celor care vin la eveniment, după outfiturile participanților. Vom avea și, pe lângă conferință, vom avea și un concert care va încheia prima parte a evenimentului, un concert cu trupa We Sing in Colors, o trupă din București. La ce oră începe concertul? Concertul va fi la ora 20:30, însă exact, e bine de știut. Da, exact înainte de concert vom avea o tombolă cu super premii de la producători locali, dar și naționali. Mi-am amintit ceva mai devreme că dacă mergem acolo, cineva ne va face schițe de pe după ținutele, da? Adică dacă am să merg acolo, cineva o să-mi facă un desen după cum da, sunt deci îmbrăcată. Deci atenție la ținute. Ok. Și știu că Bazart, cea de-a doua ediție, are și o cauză umanitară în spate, dacă vrei să ne amintești. Da, noi ne dorim ca la fiecare ediție, de fapt, să avem o cauză, o cauză socială. Iar la această ediție am ales o familie nevoiașă din satul Popricani, de lângă Iași, o familie cu patru copii, iar cei doi părinți provin din centrul social, însă noi am apreciat foarte mult că ei se gospodăresc singuri, încearcă să facă tot posibil să le fie cât mai bine. Și fiind și perioada sărbătorilor, noi chiar vrem să îi ajutăm. Cel puțin vrem să îmbrăcăm copiii, să le aducem o bucurie înainte de Crăciun. Motiv pentru care intrarea se face pe bază de donație, obligatorie? Da. Noi am zis să fie obligatorie, pentru că aducem publicului destul de multe lucruri, cum ar fi conferința cu cei doi designeri, concertul. Și cred că toată lumea ar trebui să fie implicată în aceste cauze sociale. Deci o parte dintre bani oricum vor fi direcționați, cea mai mare parte. Și știu că sunt și surprize acolo, foarte multe premii pentru cei care da. Vă vizitează. Da. Deci pe lângă haine, accesorii, vor fi produse de hairstyling, vor fi servicii oferite în diverse locații din Iași. Deci chiar vom avea parte de foarte, foarte multe surprize.
Și dacă mă gândesc la ediția trecută, pe lângă tot acest program destul de complex, spunem noi, important vor fi și oamenii care vor veni. La ediția trecută, cel puțin eu consider că au fost oameni de calitate, oameni care au dorit să socializeze, oameni care au cunoscut acolo pentru prima dată și, nu știu, a fost networking, a fost voie bună, deci sperăm să fie la fel și la ediția aceasta. Unde mai pui că va exista și un after party, adică da. Există și petrecerea de după. Însă noi ne dorim să fie un after party de bun gust, un after party în care lumea să poată continua să socializeze, să vorbească, nu știu, pe o muzică cumva liniștită, nu clubbing sau ceva de genul. Îți mulțumim mult, Andreea. Dacă vrei să ne faci așa o recapitulare și să ne spui ce se întâmplă duminică și de la ce oră. Da. Duminică, 11 decembrie, va avea loc evenimentul Bazar, mai exact cea de-a doua ediție, la Cafeneaua Piața Unirii. Vom avea closet sale cu bloggeri, atât ieșeni cât și din țară. Vom avea o conferință cu designer, cu Ioana Cioloacă și Mihaela Glavan și un concert pe final de seară. Și multă, multă surpriză la Bazar. Multă surpriză. Mult succes! Ne întâlnim frumos. Acolo pe 11. Mergem mai departe. Ziua Sfântului Nicolae a fost sărbătorită la Iași alături de Paula Selling. Toți cei prezenți în sală au cântat alături de artistă și au donat bani pentru copii aflați la centrele de zi Sfânta Marina și Mia Casa Inculeț, ale Fundației Solidaritate și Speranță. Peste 1000 de ieșeni au fost prezenți la spectacolul caritabil Poveste din Viflaim. A venit pentru un eveniment foarte important, adică pentru strângerea câtor fonduri pentru copilaș, așa, și s-o aud și pe Paula Selling, care îmi place. Cum vi se pare un astfel de eveniment în care vă puteți distra și să faceți și fapte bune? Foarte interesant, am fost și anul trecut, a fost foarte frumos. Sperăm să fie și anul ăsta la fel. Am venit pentru o seară liniștită, departe de agitație și de cotidian și pentru frumusețea colindelor. Și glasul minunat al Paulei Selling. Am venit la spectacol pentru că vreau să văd copiii, vreau să văd pe Paula Selling, să intrăm în atmosfera de sărbători. Pe scenă au urcat corul de copii Muzica Viva și corurile centrelor de zi pentru copii Sfânta Marina și Mia Casa Inculeț. Corul de copii Muzica Viva al Asociației Iubire și Încredere este prezent în fiecare an la acest minunat concert, la un concert de suflet pentru noi, pentru că suntem alături de marea cântăreață, artista Paula Selling, și ne dă așa un, să spunem, o trăire mai profundă. Aceste fonduri vor ajunge în Fundația Solidaritate și Speranță, care organizează acest spectacol. Și banii vor fi folosiți pentru activitățile sociale pe care le derulăm cu cei aproximativ 100 de copii pe care îi asistăm social zilnic prin centrele sociale pe care le avem. De 4 ani consecutiv, artista Paula Selling este prezentă la Iași în seara Sfântului Nicolae pentru a oferi un dar muzical tuturor celor care o îndrăgesc. Am venit iarăși anul acesta cu sufletul deschis și plin de drag, în speranța că o să avem ocazia să vă oferim și astăzi și anul acesta cât mai multe momente frumoase. Spectacolul caritabil Poveste din Viflaim a fost organizat de Fundația Solidaritate și Speranță a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Thank you.
Așadar, până acum am aflat cine sunt spiridușii moșului. M-am întâlnit-o până și pe doamna Crăciun, dar să știți că moșul are și niște vulturi. Santa Seagulls este un eveniment caritabil prin care putem să facem sport și să fim ajutoarele moșului. Despre acest moment discutăm în minutele următoare cu Ovidiu Stoichici, președintele Asociației Club Sportiv Stomat din Iași. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc de invitație! Cine sunt vulturii moșului și care este misiunea lor? În primul rând, vulturașii moșului sunt reprezentați de toți copilașii de la noi, de la club, plus părinți, dar îi așteptăm pe toți alături de noi, toți care vor să fie un vulturaș, un ajutor pentru moșul. Când, unde și, bineînțeles, ce surprize ne așteaptă acolo? Pentru că spuneam adineauri, facem sport sau mai mult facem galerie? În data de 18 decembrie, la sala polivalentă, începând cu ora 14, avem un meci caritabil de basket între antrenori și Politehnica Iași, plus multe momente frumoase de dans, de muzică, și vrem să strângem o anumită sumă de bani, plus diverse hăinuțe, rechizite, tot ce e necesar pentru copilași și nevoiași. V-ați gândit deja, știți la cine vor ajunge banii, la cine vor ajunge produsele acestea? Părintele Dan Damaschin de fiecare dată organizează campanii cu strângeri de fonduri și spre acesta se îndreaptă fondurile pe care dumneavoastră le veți strânge. De ce i-ați ales și, bineînțeles, care sunt nevoile acelor copilași? Da, în acest an părintele are o listă destul de lungă. Sunt aproape 1000 de copii care au nevoie, iar noi am hotărât să ajutăm, sperăm să reușim să ajutăm pe 50 dintre ei. A făcut anul acesta niște pachete cu o gecuță, ghete, alimente, produse de igienă, în valoare de 205 lei pe copil. Iar noi trebuie să strângem undeva în jur de 10.000 de lei pentru a veni în sprijinul lui. Așa că pe 18 decembrie, cine vrea să se distreze și să facă o faptă bună, poate fi alături de voi la sala polivalentă. Va fi și o tombolă cu premii, din câte am înțeles, nu? Sigur, toți donatorii vor participa la sfârșit la o tombolă cu diverse premii. Oferite de băieții de la Politehnica. Oferite de băieții de la Politehnica și de fetele de la Politehnica. O amintire așa să rămână acolo. Acest eveniment știu că se află la cea de-a doua ediție. Vreau să știu cum a fost anul trecut și, bineînțeles, unde ați ajuns cu fondurile strânse. Anul trecut am avut chiar un succes, fiind la prima ediție. Ați început cu dreptul. Am început foarte bine, da. Nesperat de bine, chiar. Toate fondurile strânse au ajuns la școala de la Poiana cu Cetate, o școală unde numai școală nu se numește. Copilașii chiar aveau nevoie. Aveau nevoie de un sprijin, aveau nevoie să știe că Moș Crăciun există. Sigur, am adus zâmbete pe fețele lor. Chiar am fost pentru ei Moș Crăciun. Ați fost Moș Crăciun și veți fi și anul acesta pentru mulți alți copilași. Reamintim că pe 18 decembrie cine vrea să fie alături de voi de la ora 14 la sala polivalentă. Vorbim puțin și despre basket. Noi ne-am întâlnit zilele trecute la școală, nu? Da. Am făcut ora de sport împreună. Asta pentru că cei mici se antrenau și se pregăteau pentru eveniment. Sigur că da. Înainte de eveniment avem și meciuri în campionatul național și trebuie să fim pregătiți. Suntem calificați la turneul semifinal la 13 ani, singurul club particular de la noi din Iași. Fără muncă nu se poate. Și atunci trebuie să ne pregătim serios, așa cum o facem mereu. Și cei mici au visuri mărețe din câte am aflat de la ei. Fără vise nu se poate și tot timpul îi încurajez, chiar și eu am multe vise. Dacă nu visăm, nu o să ajungem nicăieri și chiar încurajez pe toți, chiar și pe copilașii pentru care strângem noi fonduri, să viseze.
indiferent din ce mediu fac parte. Vreau să vorbim puțin și despre Asociația Clubul Sportiv Stomart din Iași, pentru că știu că sunt foarte mulți copii acolo, foarte mulți copii care își doresc să își construiască un viitor în sfera aceasta sportului. Da, în doar 4 ani de când ne-am înființat, am reușit să adunăm peste 250 de copii. Suntem cel mai mare club de basket din Moldova pentru copii. Suntem în plină dezvoltare, dar avem și proiecte de performanță. Ne dorim performanța pe lângă sportul de masă. Vrem să construim chiar și o academie pentru copilași. Toate sunt puse așa la punct. O să fim în discuție și cu autoritățile locale, să vedem cum putem colabora. Dacă nu se poate, nicio problemă, mergem mai departe, visăm. Bun, dar de ce aleg copiii în general basketul? Pentru că, recunosc, nu mă pricep foarte bine la sport, dar pe cei mai mulți dintre ei mi-am auzit că își doresc să devină fotbaliști. Da, nu multă lume știe, dar basketul este cel mai popular sport din lume. Înaintea fotbalului. Fotbalul la noi este popular aici în Europa, dar per total în lume basketul este pe primul loc. Este un sport foarte complex. Toate grupele musculare sunt implicate, fără creier, bineînțeles că nu se poate, fără să gândești, chiar te pune la muncă. Te pune la muncă și fizic și mintea îți pune la muncă, mă antrenezi în același timp și cred că e important să facem sport, indiferent că e basket sau vorbim despre altfel de sport. Sigur că da. Vrem să îi încurajăm pe toți să se apuce să facă mișcare, fotbal, basket, handbal, sporturi de echipă sau nu, este foarte important pentru disciplină, pentru educația noastră să facem mișcare, să facem sport. Și chiar îi încurajez pe toți părinții care nu au făcut sport să îi dea pe copii să facă mișcare. Și poate să facă împreună, de ce nu? Niciodată nu e prea târziu. Sigur că da. Noi încurajăm pe părinți, jucăm basket cu ei, îi aducem la sală și pe părinți, nu doar pe copii. Încercăm să vadă cum este și din terenul doar de pe margine acolo când strigă, hai. Ei, alta este atmosfera, da. Normal, da. Așa este. Vreau să ne reamintiți când, unde și, bineînțeles, de ce ne întâlnim și pentru cine putem să facem fapte bune. Sigur. La sala polivalentă, pe data de 18 decembrie, începând cu ora 14, vă așteptăm la evenimentul caritabil Santa Sigas. Vrem să strângem 10.250 de lei exact pentru 50 de copii nevoiași. Mulțumim frumos că ați venit în această dimineață. Eu mai am tolba plină cu evenimente și cu informații pentru telespectatorii noștri, așa că am să vă rog să mai rămâneți puțin alături de noi. Să vă spun că săptămâna viitoare, mai exact vineri, pe 16 decembrie de la ora 18 în aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași, va avea loc spectacolul Dăruim de Sărbători, un eveniment caritabil în beneficiul copiilor și tinerilor cu autism, așa că dacă vreți să faceți din nou fapte bune, spuneam, pe 16 decembrie de la ora 18 la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași. Scopul evenimentului este strângerea de fonduri necesare terapiilor specifice pentru 30 de copii și tineri cu autism care merg zilnic la Ancar Iași. Și să nu uiți să vă povestesc puțin și despre ediția de marți. Vă spuneam că ne vedem la Regional Cafe de la ora 8. Va fi o ediție specială, nu doar că vom primi colindători, dar vom vorbi și despre legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale. Un an de vechime costă aproximativ 3.000 de lei, iar plata poate fi făcută integral sau în rate timp de 6 luni. Discutăm mai dimineață pe larg despre acest subiect cu Maria Andronache, directorul executiv al Casei Județene de Pensii din Iași. Dacă aveți întrebări, eu zic să vă gândiți bine, iar marți dimineață puteți să intrați în direct cu noi și cu invitata noastră, să adresați întrebări și, bineînțeles, să aducem clarificări asupra acestui subiect. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și astăzi să aveți parte de un sfârșit de săptămână excelent. Nu uitați, de luni începe emisiunea Împreună lângă Brad. Laura Lucescu vă așteaptă de la ora 17, iar noi ne bem cafeaua împreună marți dimineață de la 8 pe TVR 3 și TVR Iași. Toate cele bune! La revedere!